așa de mândri suntem și astăzi pentru că este alături de noi. A fost descoperită chiar așa la un cross școlar și de atunci atât de multe medalii câștigate pentru România. E o onoare, e o bucurie să avem pe mutita campioană Gabriela Sabo alături de noi. Încă o dată aplauze pentru Gabriela Sabo. Și o să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte, mulțumindu-vă că puteți de aici. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru frumoasa premieră pe care mi-ați făcut-o în această dimineață. Să vă spun că sunt extrem, extrem de onorată să fiu în mijlocul vostru. Să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, să felicit autoritățile locale, pentru că infrastructura sportivă este un lucru extraordinar. Așa cum spuneam, infrastructura sportivă la nivelul României este din anii 60-70. Atunci când am avut posibilitatea, am încurajat autoritățile locale să investească în infrastructură și nu doar pentru sportul de mare performanță, ci pentru voi, dragi copii, pentru că o comunitate se vede, sau se vede cât de sănătoasă este și prin numărul de practicanți sport de plăcere sau de masă, sau cum le place mai să spună, pentru că corpul omenesc este construit pentru mișcare și avem datoria morală față de corpul nostru să-l mișcăm. Așa că pentru mine este o mare bucurie să mă reîntorc aici pe stadion. Vreau să vă spun că în 1991 chiar m-am antrenat pe acest stadion, am venit de la Deva, da, să avem o număr de control și am venit aici la Alba Alia să mă antrenez. Îmi aduc aminte de pista de tartan, din plăcile de tartan ce erau aici, întunecat, așa un stadion întunecat. Ia uitați ce frumos este astăzi. Este și soarele alături de noi, așa că este o zi extraordinară să facem mișcare și să ne bucurăm de sport, pentru că sportul nu înseamnă doar marea performanță, sportul înseamnă bucurie, înseamnă socializare, înseamnă bucuria de a face ceea ce ne place și ceea ce nu putem să facem în fiecare zi, adică într-un apartament. Vedeți, pandemia asta ne-a conștientizat că sportul trebuie să fie prietenul nostru cel mai bun și haideți astăzi să ne bucurăm, să ne bucurăm de acest stadion și de fiecare dată o să fiu un prieten extraordinar cu cei care iubesc sportul și investesc în sport. Dați-mi voie să vă felicit, dragi părinți, dragi profesori, dragi antrenori, pentru ceea ce faceți pentru sportul din Alba Iulia, pentru că fără voi chiar sportul ar fi trist. Și am aici alături de mine pe domnul Avram, cu care m-am antrenat, adică m-am antrenat, era antrenorul locului național, alături de Norica, ieri am botezat-o, dar astăzi îmi cer scuze. Nu știu dacă știți, dar Norica s-a antrenat cu mine la locul național mai mult de 10 ani. Am și participat la Jocurile Olimpice, nu-i așa, Norica? Ea s-a piasat pe locul 6, vă imaginați să aveți un sportiv și un antrenor care a fost alături de mine la Olimpiadă și că a venit pe locul 6, adică un loc extraordinar, adică să fii pe locul 6 în lume, nu știu ce dintre noi ne putem lăuda, așa că eu sunt foarte mândră că, și foarte onorată de altfel, că o perioadă foarte lungă de timp am fost componenții locului național și olimpic și că împreună, alături și de antrenorul meu care este aici, dar el stă acolo undeva ascuns, am putut să vă bucurăm cu rezultatele noastre. Așa că încă o dată vă felicit, vă îmbrățișez cu mare drag și haideți să ne bucurăm de sport și să felicit și Sudă Sport pentru implicare și pentru tot ceea ce fac aici pentru comunitate. Pentru că este mult mai extraordinar să avem oameni atât de implicați și pasionați și pentru că sportul are nevoie să se dezvolte pe zi ce trece. Și de asemenea, dragi oficialități, încă o dată vă mulțumesc pentru implicare și pentru tot suportul pe care ne dați nouă sportului. Chiar avem nevoie de dumneavoastră. Și mult succes! Mult succes!